Doi șoferi au avut nevoie de ajutorul medicilor după ce mașinile cu care se deplasau s-au tamponat violent. Totul s-a întâmplat în data de 5 noiembrie, aproape de ora 14, la ieșirea din localitatea Corjova, raionul Criuleni. În imaginile de la fața locului se văd cele două vehicule care s-au tamponat frontal și au fost făcute zob. La fața locului a venit poliția, pompierii, dar și un echipaj medical. Forțele de ordine au stabilit o primă versiune a celor întâmplate. Potrivit lor, în accident au fost implicați doi șoferi de 34 și respectiv 61 de ani. Un bărbat cu vârstă de 34 de ani, conducând un automobil de marca Renault Megane, în timpul deplasării a pierdut controlul asupra volanului, iar ca urmare s-a tamponat frontal cu un alt automobil de marca Renault Scenic, condus de un bărbat cu vârstă de 61 de ani, care se deplasa din direcția Dubăsarii Vechi spre Corjova. În urma accidentului rutier, șoferii au primit leziuni corporale ușoare. În timpul cercetării la fața locului, șoferul de 34 de ani ar fi refuzat categoric să fie testat alcool scopic. Celălalt automobilist a trecut însă testul și s-a constatat că nu consumase alcool. La moment, polițiștii din Criuleni continuă documentarea cazului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.